Elena Lascone are o relație foarte bună cu Ana, fiica ei care trăiește în Franța și care s-a declarat o bisexuală mândră. În 2023, fiica Elenei Lascone și-a atacat violent mama, după ce a aflat că aceasta votase în favoarea familiei tradiționale, la referendumul din 2018. Oana Lascone a spus: "Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat da la referendumul Coaliției pentru Familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită." Oana Lascone a spus: "Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat da la referendumul Coaliției pentru Familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită." În urma mesajului ei, Elena Lascone a renunțat să mai candideze la alegerile europarlamentare. Colega noastră s-a retras din dorința de a nu afecta campania pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu permite ca o serie de discuții apărute în spațiul public să mute atenția de la problemele cu care România se confruntă. USR își reafirmă susținerea pentru principiile și valorile liberale pentru care luptă atât în România, cât și în Europa, a motivat USR decizia ei. La un an de la scandalul public, relația Elenei Lascone cu fiica Oana s-a schimbat. Tânăra a susținut-o pe mama ei la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Pe Facebook a scris că e foarte mândră de mama ei. "E timpul să votăm. Urnă de vot, eu am votat-o pe mama mea, Elena Lascone, de care sunt incredibil de mândră. Este singurul candidat care chiar vrea să fie președintele tuturor. Mulți au impresia că știu care e relația dintre noi și câte sacrificii a făcut pentru mine, însă e doar o impresie. Mama este cel mai muncitor și generos om pe care l-am cunoscut vreodată. Doar eu și cei din jurul ei știm de câte ori a dat de mâncare la toată lumea, cum a fost acolo pentru ceilalți chiar și la miezul nopții, cum a supraviețuit de la salariu la salariu chiar dacă era persoană publică, pentru că pentru ea nu a contat niciodată banul. Eu prioritizez viața umană înaintea banului, nu degeaba, ci pentru că astea sunt lecțiile pe care le-am învățat de la familia Lascone. Când mă uitam la meciuri de fotbal seara cu bunicul meu, tatăl mamei, îl întrebam: cu cine ții? El zicea: cu cei mai slați, că ei au nevoie cel mai mult. În perioada asta au apărut multe minciuni despre mama și, într-un fel, tocmai asta ne demonstrează de ce este atât de important să o susținem. Trebuie să scăpăm de această mafie PSD-PNL care ține România în loc și să alegem un președinte care îi respectă pe toți. Nu se mai poate așa. E timpul pentru un nou capitol, a fost mesajul Oanei Lascone, care a fost întrebată și cum de și-a schimbat părerea rapid despre mama ei având în vedere conflictul recent. Atunci când a fost întrebată dacă ar mai vota la referendum, a spus că nu. În plus, este singurul candidat care a spus că susține parteneriatul civil, deci mi se pare că a evoluat extraordinar de mult. Câți părinți români mai știm care să recunoască că au greșit sau să spună că învață de la copiii lor? O respect foarte, foarte mult. În ianuarie, Oana Lascone a spus că e o bisexuală mândră. Începând de azi, nu mai sunt un aliat LGBTQ, e aici pe Instagram. Sunt o bisexuală mândră, care a iubit mulți bărbați minunați, multe femei minunate și multe persoane non-binare minunate. Aș zice și pansexuală, dar nu-mi place steagul atât de mult. Putem să alegem. Faci față, plângi, a scris Oana Lascone pe Instagram. Astfel, în descrierea contului ei nu mai apare jaliat LGBTQ, cum era până de curând, ci se descrie ca fiind regină bimândră, o ecosocialistă, o mamă de plante, veteran în gaming și muziciană și scriitoare aspirantă. Termenul de pansexualitate este definit drept o atracție sexuală sau emoțională resimțită față de orice persoană, indiferent de sexul biologic sau de identitatea sexuală a acesteia. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți.
Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.